Deputatul de Maramureș din partea Partidului Mișcarea Populară, Adrian Todoran, cere și el demisia lui Liviu Dragnea. Acesta susține că este inadmisibil ca România să aibă un președinte a Camerei Deputaților cu două condamnări penale. Parlamentarul susține că Dragnea reprezintă România în relațiile cu partenerii străini și nu este normală o astfel de situație. Partea dreaptă poate scoate o batistă cu o condamnare, în partea stângă scoate o altă batistă cu o altă condamnare. Nu este normal ca românii să poarte o asemenea rușine. Nu merită un astfel de ambasador, pentru că a primit un titlu nemeritat de ambasador al Maramureșului. Maramureșul are oameni de calitate, oameni de moralitate care nu se pot compara cu cea a lui Liviu Dragnea. Încă o dată, Liviu Dragnea trebuie să-și dea demisia și Liviu Dragnea trebuie să înapoieze titlul de ambasador al Maramureșului. Deputatul se alătură astfel numeroșilor membri de partid și unei părți a populației care consideră că liderul PSD ar trebui să renunțe la funcțiile oficiale pe care le deține.